Pedro Sánchez rămâne la conducerea guvernului Spaniei, dar legislatura va depinde total de sprijinul separatiștilor catalani. Noul mandat este marcat deja de protestele violente față de concesiile făcute partidelor catalane. Separatiștii vor primi o amnistie generală după referendumul ilegal de independență din 2017, iar Uniunea va analiza promisiunile făcute de socialiștii spanioli. Cu mai multe detalii vine acum colegul meu Felix Damian, editor Alef News. În baza unei majorități extrem de fragmentate, dar legitimă, socialistul Pedro Sánchez a fost reales ieri în funcția de președinte al guvernului, așa cum este numit aici premierul, după ce a primit sprijinul la 179 de deputați din Congres. Mai exact, Sánchez a primit sprijinul deputaților săi, 121, 31 de voturi de la Sumar, 7 de la Stânga Catalană, 7 de la Junts, partidul Les Puigdemont, 6 de la formațiunea Bildu, moștenitoarea partidului din Țara Bascilor, și încă câteva mandate de la partidele regionale. Premierul Sánchez va avea, după cum se vede, un guvern destul de slab, fără separatiștii catalani, care l-au avertizat deja de la tribuna Parlamentului cu fraza „nu te juca cu noi”, socialistul nu va putea face prea multe reforme. Sute de oameni s-au adunat din nou pentru a 14-a seară pe strada Ferraz din Madrid, unde se află sediul Partidului Socialist, pentru a protesta. Susținătorii Partidului Conservator și cei ai formațiunei extremiste Vox nu concep o alianță de guvernare la care fostul lider catalan Carles Puigdemont ar avea cheia noului cabinet. Așa că guvernul se gândește chiar să-i asigure paza celui care a fost și este practic în autoexil la Bruxelles.